Bine v-am regăsit, sunt Ramona Pandele și vă prezint jurnalul Agro TV. Oamenii din mai multe sate ale României cer apă cu disperare. Asta după ce fântânile au secat, iar forajele acolo unde se mai execută nu mai dau de apă din pânza freatică. În Dobrilești, sat cocoțat aproape de culmea unui deal de lângă Buzău, localnicii țipă de sete. Poate așa îi aud autoritățile și le aduc apă cu cisternele. La fel de mult suferă și animalele din grajduri, de pe urma cărora oamenii își asigură traiul. Bătrân și fără vedere, Nea Sandu strigă disperarea de pe prispa casei. Săteanul bolnav și singur este de câteva zile fără pic de apă în casă. Îl mai ajutau câțiva vecini cu foraj în curte, însă și pe aceștia i-a lovit rău seceta. Dacă n-ai apă, cum să zice? 3 zile poți să stai să nu mănânci, dar nu rezisti 3 zile fără apă. E dezastru că a secat domnul șef, a secat pe toate fântânile din cauza secetii. Și nu mai avem apă deloc. O altă localnică din Dobrilești a ajuns să prețuiască altfel apa, după ce s-a instalat seceta în zonă. Alexandra face parte dintr-o familie numeroasă, cu mulți copii și o bunică neputincioasă, care necesită o igienă aparte. Familia ei a învățat să drămuiască fiecare picătură. Sunt 5 copii și cu noi adulții 4. Chiar e nevoie de apă. Și avem și o băbuță la pat care face pe ea și săraca trebuie să o speli mereu și aia. Cu ce spăl vasele, de la ce rămâne de la vase limpezeala? Ud ardei. Tot satul se usucă și nu doar oamenii suferă de sete. Puțină apă adunată în bidoane trebuie împărțită cu păsările și animalele din grajduri, pentru că altfel mor în doar câteva zile. Porcul grohăie acolo în coteț și tot așa. Uitați caicul, stă, se aștepta. Cătunul cu 40 de suflete este la mila domnului și a pompierilor, care din când în când organizează transporturi de apă. După o săptămână de așteptare, cisterna roșie și-a făcut din nou apariția pe ulițele înguste din sat. În sfârșit vin pompieri. Da, a venit. Îi așteptați de ceva vreme. Da. Deloc ușoară misiunea. Nu este ușoară, că e complicat să intrați aici. Dacă au multe animale și astea, 2 săptămâni, depinde. Dacă mai se spală. E bună de spălat, de... Haine, da, vase, nu știu. Uite cum așteaptă apa. Se aude, da. E foarte bine. Sunt goale toate. De această dată, din păcate, pompierii au adus un singur transport de apă. Cei 8.000 de litri s-au epuizat foarte repede, iar cisterna a lăsat multă dezamăgire în urma sa. Nu, cum să plece la val? Nu, 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 nu. Cred că o bagă cu spatele. Da. Cobură la val, n-au venit încă. În ultimele 3 săptămâni, pompierii au organizat mai multe transporturi de apă în mai multe localități din Buzău. Aceștia vor continua alimentarea cu apa a satelor cu probleme și în perioada următoare. Mai ales că meteorologii au anunțat o săptămână cu temperaturi extrem de ridicate. Nu mai rezistăm, toată lumea va duce vacile la abator. Disperare, durere și neputință. Prin aceste cuvinte se descrie viața unui crescător de bovine din comuna Căteasca, județul Argeș. Niciodată nu s-a mai confruntat cu atâtea necazuri care să lovească deodată și spune că tot ce i-a rămas este să-și ducă animalele la sacrificare. Dan Radu a crescut într-o familie dedicată zootehniei, așa că la rândul său deține acum o fermă de familie. Recunoaște însă că este într-o situație disperată și fără ieșire. Aflu în izlazul comunal unde am și animalele și vedeți și noastră aici, deja suntem la 40 de grade și totul e uscat în jurul nostru. Seceta pedologică și canicula lovesc din plin toate ramurile agriculturii argeșene. Sunt în satul Siriștea din comuna Căteasca, județul Argeș, și într-o fermă de familie cu profil zootehnic. Din păcate, canicula și seceta îi aduce la disperare și pe acești fermieri. Fermierul spune că așa dezastru nu știe să fi traversat vreodată
și cere cu disperare ajutor. Deja suntem la jumătatea verii și câte coase ați avut anul ăsta? Prima coasă, restul sau nu mai e nimic. Deci aici, dacă aud, o să le mențin până în, cel puțin în toamnă. Dacă o să mai plece iarba la căldura la 40 de grade. Astea, ce acum n-au mai fost, eu am de peste 20 de ani vaci, dar cam vara asta nu mă confrunt cu secetă productivă, prea accentuată la momentul ăsta, la jumătatea lunii iulie, prea multă secetă, prea mare pentru ce. Plus căldurile. Căldurile foarte mari. N-avem adăposturi pentru ele. Ei ne obligă să facem, nu ne ajută să avem și noi un adăpost. Vedeți tot ce vedeți aici, e câmp deschis. Eu sunt mulțumit că am ape pentru ele, am pe furaje, dar la adăpostul nu putem face față că nu avem niciun ajutor. Instalațiile sunt foarte depășite, am o pompă luată care e veche, lăsată de luată după din străinătate, nu face față și trebuie instalații luate la cele 10 hectare ale mele, trebuie tamburi, trebuie o instalație mult mai puternică ca să pot să aud. Eu nu pot să fac față în surse proprii. Lapte nu mai au scăzut nivelul de lapte, n-avem ce să mai dăm. Vițelul pentru abatorizare are un preț foarte mic, 20 de lei la carcasă, nu facem față cheltuielilor și nu pot să le duc, mai ales în perioada asta, cei de la abator iau pe prețuri de nimic, că toată lumea o să ducă face la abator. În mod normal, pe timpul verii ar fi trebuit să constituie rezerva de furaje pentru hrana animalelor în sezonul rece, însă anul acesta nici vorbă de așa ceva, din cauza că fânețele și lanurile de porumb sunt uscate în totalitate. Munca în agricultură este un calvar în aceste zile extrem de călduroase. Arșița și seceta distrug mult din recolte de pe câmp și din grădini. Acolo unde există sisteme de irigații, fermierii se confruntă cu un alt fenomen. Este vorba despre frecvente atacuri ale ciorilor care perforează tubulatura din plastic din sistemele de irigații în căutarea apei. Grădinarii din Buzău sunt exasperați de comportamentul neobișnuit al ciorilor. Cristian Geană, un legumicultor pe care îl găsim la recoltat tomate, ne arată maldărele de furtunuri înlocuite recent, după ce au fost perforate de ciori. Simte apa în ele și le ciugulește, le dă cu ciocul. Nu văd nicio gaură pe aici acum, dar dă cu ciocul în ele și le sparge. Fermierul spune că păsările atacă tubulatura mai mult dimineața și seara. Constată zilnic noi stricăciuni la furtunurile din plastic întinse pentru irigarea prin picurare a brazdelor. Când sunt multe și dese astfel de ciupituri, se oprește sistemul de irigat și trebuie înlocuite porțiunile respective. Se sparge și la anul cumpărăm altele. Dăm câte 100 de milioane pe ele. Nu luăm pe marfă cât dăm pe ele, dar ce să facem? Nu mai avem ca să pui muncitori să-ți adapte cum era înainte cu sapa. Nu. Și pun un furtunii de alea. Vin, le ciugulesc, zici și le face ciur, zici că e stropitoare când dăm drumul la apă. Avem bandă izolatoare, mai facem cu alea cât de cât, dar nu mai poți să mai pui la anul. Fermierii sunt neputincioși în fața valului de păsări dăunătoare. La mijlocul verii, ciorile invadează bostănăriile și lanurile de floarea soarelui, unde găsesc atât hrană cât și sursă de hidratare. Ciorile sunt păsări oportuniste și își găsesc ușor apă și mâncare, spun ornitologii. Exploatează multe resurse de hrană și apă, iar dacă nu găsesc, pleacă în altă parte. Migrează acolo unde apare o sursă de hrană, cum ar fi terenurile proaspăt arate. Viitorul PAC a devenit una dintre principalele teme de dezbatere în agricultură. Fermierii, reprezentanții MEADR, dar și ceilalți actori din sectorul agricol au devenit mai implicați în dezbaterea politicii agricole comune, care va fi implementată după anul 2027. Acest fapt se datorează problemelor curente din sector, dar și din dorința de a alege soluțiile potrivite și care se adaptează la realitatea curentă. Fermierul Ștefan Gheorghiță a comentat situația pentru AgroTV pentru a creiona o imagine de ansamblu asupra problemei. Viitorul politicii agricole comunitare, eu cred că ar trebui să ne preocupe din ce în ce mai mult și mă bucur că am posibilitatea, în cadrul acestei rubrici, să pun pe tapet acest subiect,
o primă încercare de punere pe tapet și vorbim de un program viitor. Ce se va întâmpla cu agricultura europeană după expirarea actualei politici agricole comune în 2027? Și deja discuțiile în acest sens au început, ceea ce este un lucru bun, dar au început sub auspiciile unor factori de presiune extrem de importanți. Și vorbesc aici, și să nu uităm încă, marile manifestații europene ale fermierilor, care au pus pe gânduri clasa politică și nu numai, societatea în general, și care a început să perceapă că lucrurile nu merg bine în agricultură, suntem pe o direcție greșită și problemele se vor acutiza și vor putea duce la un colaps al sectorului pe care cred că nimeni nu și-l dorește și în mod cer nimeni nu vrea să și-l asume din punct de vedere politic. În al doilea rând, au fost alegerile europene, pentru Parlamentul European mă refer, și care au adus niște schimbări. Chiar dacă majoritatea este aceeași, planurile de viitor ale majorității încep să se schimbe. Nu este lipsit de importanță că liderul grupului popular european, cel mai mare grup din Parlament, a anunțat că Green Deal-ul trebuie să intre într-o revizuire profundă și să fie adaptat în noilor condiții și noilor probleme apărute și prezentate de către fermieri. Și nu numai de fermieri, vorbesc și de asociațiile fermierilor și de organizațiile care îi reprezintă. Pe de altă parte, și guvernele naționale au fel de fel de abordări, mai mult sau mai puțin, în a cere schimbarea acestor prevederi ale Green Deal-ului. Și sunt țările din Est care sunt foarte vocale în acest sens, vorbesc de România, de Polonia, de Ungaria, de Bulgaria, dar și țări din centrul și vestul Europei care și ele spun că lucrurile nu pot continua așa. Și mă refer aici la Franța, mă refer la Spania, Italia și Germania în mare măsură. Ori, în aceste condiții, președinta Comisiei Europene pentru Comisia care își încetează în curând activitatea, dar se pare că va fi și noua nominalizare de președintă de Comisie, mă refer la doamna von der Leyen, a anunțat deja că a lansat o dezbatere pe trei direcții legate de viitorul agriculturii. Și vorbim aici de inovație, vorbim de veniturile fermierilor și vorbim de durabilitatea sectorului. Ori, toate aceste trei elemente sunt extrem de importante și vor fi creionate în perioada următoare. Cred că este foarte important în România să fie prezentă activ, nu doar fizic, în aceste negocieri și ultimele semnale ale Ministerului Agriculturii sunt că se va implica, chiar dacă sunt voci care spun că poate nu e foarte diplomatic modul de a se exprima poziția Ministerului, poate că anumite lucruri trebuie să acceptate altfel. Astea sunt discuții, dar este bine că suntem acolo, este bine că ne spunem punctul de vedere, este bine că începem să le susținem aceste puncte de vedere, ceea ce ne-a cam lipsit în ultimii ani, și să ne luptăm pentru ele. Pentru asta va trebui să facem o muncă temeinică de susținere, de argumentare a propunerilor noastre, dar și de a căuta aliați care să ne sprijine în susținerea acestor demersuri. Este mult de muncă, este bine că am înțeles că trebuie să ne implicăm activ de la început. Discuția a început să se propage un pic și în sector, ceea ce iarăși este un lucru bun. Cred că Ministerul și mass media pot împinge acest subiect și dezvolta cât mai larg cu putință în cadrul sectorului și este bine să lăsăm oamenii din sector să-și spună punctul de vedere, ci nu să încercăm să le vindem anumite puncte de vedere. Ei să spună care sunt problemele, ei să spună ce soluții își doresc și să vedem după aia cum vor fi prezentate, susținute și aprobate în cadrul negocierilor de la Bruxelles. Agricultorii afectați de secetă vor primi despăgubiri de la stat.
O spune și Cosmin Florea, directorul Direcției Agricole Buzău, cel care a avut inițiativa, la cererea agricultorilor, să ceară schimbarea modului de calcul privind acordarea ajutoarelor în cazul culturilor calamitate. Inițiativa de la Buzău a avut succes, iar ministrul agriculturii a semnat un ordin în acest sens, care a fost publicat deja în Monitorul Oficial și care prevede exact ceea ce au solicitat fermierii, să se țină cont de pierderi în cazul agricultorilor care au fost și în anii din urmă afectați de secetă. În această situație, la Buzău, 99% dintre fermieri se încadrează pentru a primi despăgubiri. Fermierii au reclamat că în condițiile în care au înregistrat pagube an la rând, n-ar mai fi avut ce despăgubiri să primească. Ordinul ministrului a avut la bază o propunere înaintată de Direcția Agricolă Buzău, care de acum înainte devine aplicabilă. Astfel, în cazul producătorilor care dețin în ultimii 5 ani cel puțin un proces verbal de constatare și evaluare a pagubelor, va fi luată în calcul producția medie raportată de Institutul Național de Statistică. Cu alte cuvinte, este exact ceea ce au propus specialiștii Direcției Agricole Buzău. Am schimbat într-un ritm destul de rapid, destul de scurt, am schimbat modul de calcul privind despăgubirile, în așa fel încât acei ani în care producțiile erau foarte, foarte mici, unde erau producțiile erau deja calamitate, să nu luăm în calcul acele valori care ar fi determinat o scădere a producției medie generale pe societate, pe fermier. În așa fel cât uneori era imposibil situația ca fermierii să fie despăgubiți. Dar în această nouă versiune, în această nouă formulă, valorile sunt, nu mai vor fi luate în calcul, deci producțiile lor, unde au fost acolo calamitate, unde au proces verbal, nu vor fi luate în calcul, vor fi luate dintr-o bază de statistică, în care clar fermierii vor fi poziționați într-o zonă corectă. După o nouă formulă de calcul, circa 99% dintre agricultorii din Buzău se încadrează să primească despăgubiri, față de 50% pentru cât s-ar fi putut acorda ajutoare pentru culturile calamitate. Potrivit lui Cosmin Florea, la Ministerul Agriculturii se pregătește proiectul prin care să fie acordate aceste despăgubiri. Ministerul de Resorte ne-a trimis să precizăm și să lămurim referitor la situația pe județul Buzău. Cum știm, cu toți județul Buzău a fost unul dintre ce este unul dintre cele mai afectate atât la nivelul culturilor din toamnă, cât și la nivelul culturilor din primăvară. Și am trimis aceste date solicitate. Ministerul a luat în calcul atât culturile din toamnă, cât și culturile din primăvară. Deci este cert, fermierii vor primi despăgubire anul acesta? Eu zic că da. Eu zic că da, pentru că ministerul lucrează la un proiect de la un act normativ și a vrut să deja ne-a trimis în mare estimativ să le dăm suprafețele afectate. Ministerele Agriculturii și cel al Internelor schimbă ordinul secetei. Temperaturile caniculare prelungite au afectat multe județe din țară, precum Argeș, Bacău, Buzău sau Teleorman. În total, aproximativ 59.000 de hectare au suferit în urma secetei pedologice. Specialiștii spun că prețurile în piața cerealelor s-ar putea să crească anul viitor, acest fapt fiind urmarea rezervelor de cereale scăzute. MADR a modificat ordinul privitor la secetă, iar acum vor fi noi norme de calcul prin care se vor calcula gradul de afectare și implicit despăgubirile acordate fermierilor. Seceta pedologică continuă să facă ravagii pe întreg teritoriul României, dar și la nivel european. Statisticile publicate de reprezentanții MADR menționează că până la data de 27 iunie 2024 s-au înregistrat circa 59.000 de hectare afectate de acest fenomen meteorologic extrem. Județele care dețin printre cele mai multe suprafețe afectate de secetă sunt Argeș, Bacău, Buzău, Constanța, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Olt și Teleorman. În timpul acestui an agricol au fost sesizate mai multe fenomene meteorologice extreme, nu doar seceta, câteva alte exemple fiind furtunile sau grindina. Procesele verbale pentru stabilirea gradului de afectare la culturile agricole au fost schimbate. În acest sens, ministrul Agriculturii aduce schimbări privind stabilirea gradului de calamitate, dar și modul de despăgubire a fermierilor după noua variantă de proces verbal. Săptămâna aceasta a fost afișat ordinul numărul 270
21/112/2024 pentru modificarea anexei numărul 4 la regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase, având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul MADR și Ministerul Afacerilor Interne, conform actului. Procedura este dată de crearea procesului verbal de către Comisia de Constatare și Evaluare a Pagubelor la Culturile Agricole. Lucrătorii agricole anunță primăriile din zona lor de activitate de suprafețele afectate, iar primăriile vor anunța direcțiile agricole județene, iar informațiile ajung ulterior la prefectură. Cea mai importantă modificare este la coloana 7. De exemplu, pentru producătorii agricoli, persoane fizice și sau persoane fizice autorizate și sau persoane juridice care nu au istoric de activitate ori nu au pentru cultura afectată sau au istoricul mai mic de 5 ani, producția nu se calculează și se hotărăște de către Comisia de Constatare și Evaluare a Pagubelor pe baza informațiilor date de INS, conform informațiilor publicate în media. Seceta pedologică este subiectul care va continua să determine schimbări la nivel birocratic, atât la dorința fermierilor și asociațiilor profesionale, dar și modificări venite din partea MADR.